Bună ziua, youtuberi! Astăzi voi face un film mai altfel ca de obicei. Voi prezenta unele lucruri care le-am cumpărat din târgul de vechituri sau cum îi mai spune aici în Germania, Flohmarkt. Da, să vedeți cam dacă ai noroc și cauți bine, poți să găsești lucruri bune și ieftine și chiar foarte ieftine. De exemplu, am găsit niște pânze de secționat, dar acum nu știu, că nici nu m-am uitat la ce merg, la cărămidă, la oțel, deci am luat așa un mănunchi, undeva am luat la 4 bucăți cu 1 euro, deci eu spun că au fost cadou. Tot la aceeași persoană am găsit un astfel de disc, numai nu știu dacă se potrivește la flexul meu, pentru că, după cum văd, este mult mai mic acest diametru, habar nu am, că n-am ajuns să-l măsor, cu parte de șmirgăl pentru șlefuit. Deci și din astea am cumpărat mai multe bucăți, la 50 de cenți bucata. Așa, am mai găsit discul acesta, ăsta este cu filetul mai mare, care se potrivește pe flex. Știți acestea cu Sky, am aici unul, dar nu e la mărimea respectivă, însă așa doar demonstrativ. Deci, merge foarte bine. Din astea nu am găsit, deci doar discul ăsta, pe ăsta am dat 1 euro. Deci vă dați seama că dacă le cumperi din magazin, te costă cel puțin 5 euro. Am mai cumpărat o sculă de genul ăsta. În momentul în care lucrez câte ceva, chiar și la o, știu eu, la o doză de ramificație, poate nu la astea, la alte tipuri, te ajută să secționezi, să poți să tragi conductor și alte chestii. Da, am mai luat și niște bricege, ăsta l-am luat pe 1 euro, oricum nu cred că merită mai mult. Aici m-am uitat un pic, Made in Germany, prima dată am crezut că asta e o emblemă de la vreo firmă ceva, dar când am venit acasă m-am uitat și de fapt este o pată de rugină. Așa cum se simte, este destul de bun oțelul, o voi încerca să-l ascut, dar în rest astea sculele cam lasă de dorit. Dar bineînțeles, line-urile sunt frumoase, sunt din alamă. Ok, se poate folosi, după cum vedeți, astea dintr-o tablă presată, deci nu are nicio calitate. Însă ăsta sunt curios, așa la mână se pare că ar fi un oțel bun. Deci așa nu e urât, zic că e ok pentru colecție să fie la număr. Ce am mai găsit printre altele, tot la persoana aia, aici e o improvizație ceva cu bandă de izolat, cu această periniță pentru polișat, da? Deci se montează tot așa pe o mașină, pe un flex, pe ceva și cu o pastă polișez la mașină. Ce-am mai găsit? Șurubelnițe, patenți, bricege, cuțite. Am găsit șurubelnița asta de la Viha. Deci este lungă, este modelul ăsta mare, da, de 6,5, aici e lățimea, atâta că de aici parcă s-o mai ciontat un pic, s-o mai îndreptat, o mai tăiat cu cutterul și foarte murdară. Celelalte am ajuns să le curăț, eu le curăț cu apă și cu ferii sau cu pril, cu ceva, asta încă nu am ajuns să o curăț. Da. Ce mai am? Aici este un ca un fel de boloboc, da? Care se montează pe stâlpi. Dacă vrem să montăm un stâlp metalic, avem și magnet aici. Da? Deci aici este cu... Să caut ceva să arăt. Deci cu magnet. Da? Se poate pune pe stâlp, se poate îndoi la 90 de grade și să reglăm un stâlp când avem ceva de lucru, lucrări și așa mai departe.
Da, am cumpărat și briceagul ăsta, tot așa la vreo 3 euro, 3 euro și ceva, nu mai știu exact. Nu-i cine știe ce, nu-i de firmă, nu-i... Dar am zis, mă, hai că la colecția de bricege îi ok. Așa nu prea este ascuțit, o să îl trag un pic pe piatra mea de la King, pe stropul care l-am realizat și după aceea va tăia mult mai bine. Da, am avut un proiect să-mi construiesc singur așa ceva, dar am zis că nu se merită pentru că este, am găsit asta foarte, foarte ieftin la 2 euro, puteam să cumpăr și 10 bucăți, deci pentru mine chiar nu se merită. Deci este un suport pentru ciocan, da? Introducem ciocanul aici și chiar dacă lucrăm la înălțime nu va ieși din suportul acesta. Ce am mai găsit? Iarăși un cuțit vechi, e șlefuită marca, tot nu se vede, dar e foarte mare, cât să zic eu, hai să vedem un metru, să... Deci eu imediat l-am ghicit că e oțelul bun, omul a zis că l-are din gastronomie, deci numai lama efectiv are 20 și 25 de centimetri, deci numai tăișoare 25 de centimetri și lungimea lui totală e de 39, da, 39 de centimetri, deci e fain, deci asta e bun la încureți slănina, dacă tai un porc sau ceva de genul ăsta, o să stare curios cum iasă, dar după cum se vede materialul e foarte, foarte bun. Deci 4,7 cm lățimea, grosimea lui undeva la 2,5 mm, cam așa. Am șublerul aici să văd, dar nu-i foarte gros, deci nu-i foarte gros. Deci eu pe asta am dat vreo 4 euro, 3 euro jumate sau 4 euro, deci foarte ieftin. Deci eu nu, chiar că nu cumpăr lucruri foarte scumpe. Ce m-am bucurat foarte, foarte mult, am găsit un Knipex, da? Un Knipex, ăsta l-am curățat primul. Ăsta l-am curățat primul și vă zic cu ce, a fost stropit tot. Deci pur și simplu a fost stropit cu picături de lavabilă. A fost murdar cu murdărie, exact cum a fost și asta. Deci avea murdăria asta, da? Și am încercat cu o soluție de asta care folosea pe timpul de la Corona pentru dezinfectat pe bază de alcool. Și asta e încă un trick, da? Un trucaj care arată cum se, datorită faptului că are, cum să spun eu, are alcool, da? Curăță bine picăturile, poate o face un film special. Deci așa ceva de genul ăsta, avea picături de astea de la lavabilă. Și cu soluția respectivă, datorită faptului că conține alcool, bine, mai sunt aici, dacă te uiți atent, mai găsești niște puncte mici, dar dacă te uiți la calitate, la aici, câți dintre dumneavoastră ați încercat așa ceva? Să vedem dacă taie un ghile, poate numai eu să așa. Deci, m-am uitat la el, l-am pus pe palmă, am văzut că e aici, atinge perfect, deci face tăietură. Chiar acum n-am avut eu de ăsta conductor lițat acolo, dar am zis, mă, la banii ăia merită. Deci uitați, aici avem și, am luat un conductor lițat, da? Și hai să scoatem numai două liții, așa, să vedeți. Deci merge, nu are treabă. Deci asta e încă o achiziție foarte, foarte bună. Am găsit un briciag de la Victorinox, bineînțeles sub 10 euro. Vreo 5 euro am dat pe ăsta, deci nu, eu nu dau mai mult pentru că dacă sunt folosite și uzate, numai ăsta nu am reușit să-l spăl. De obicei, obișnuiesc să le spăl, să le curăț, să le fac faine. Deci ăsta are și forfecuță, da, are cuțitul mare, cuțitul mic sau lama la briceagul mic, lama mare,
astea, astea la alte aici în spate, mai are vreo două triscule, deci e fain, e fain, eu zic că e ok. Ce am mai luat, am mai luat mai multe chestii de prin târg, ăsta îmi place foarte mult, un, cum se zice, masat, nu știu cum se zice exact, am mai făcut eu un filmuleț și n-am știut cum să îi spun, așa, de la Solingen, deci e foarte vechi, are aceste striații, le are foarte fine, da? Și în momentul când ascuți, ea le prind. Deci eu l-am încercat și simți imediat cum prinde. Deci e ok, am vreo 6 bucăți, cred că am mai dat și cadou din ele, însă lucrurile vechi îmi plac foarte mult. Încă un lucru să vă mai arăt ce am cumpărat. Am cumpărat un cuțit, da, de la Mora Kniv, da, e foarte fain, am și un filmuleț cu astfel, numai un pic abuzat, aici e îndoit tăișul, dar asta nu e o problemă prea mare și voi încerca să-l ascut într-un alt filmuleț, însă pentru 5 euro eu zic că își merită toți banii. Are teaca asta tradițională, da, de plastic. Cred că am unul de la Bauhaus. Am făcut un filmuleț cu unul din ăsta. Deci cam atâta pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest tip de filmulețe, mai am multe chestii, multe scule care le-am cumpărat de prin târg. Puteți să lăsați la comentarii dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut sau v-a plictisit sau... Deci eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă spun toate cele bune și nu vă lăsați biruiți de rău, ci înfrângeți răul prin bine.